Candidatura Dianei Șoșoacă a fost respinsă de biroul electoral după ce a intervenit Curtea Constituțională. În acest context, părerile cetățenilor cu privire la decizia luată sunt împărțite. Pentru prima dată în istoria politică din România, candidatura la prezidențială unei persoane este anulată de Curtea Constituțională. Este vorba despre Diana Șoșoacă, pe numele căreia fusese depuse două contestații, iar una dintre ele a fost admisă. Și alte candidaturi au fost contestate, dar numai cea a Dianei Șoșoacă a fost invalidată. Decizia este definitivă și nu mai există vreo cale de atac. Cei mai mulți dintre liderii partidelor au criticat decizia și mehedințenii au o părere negativă față de această premieră politică. Decizia este cu atât mai ciudată cu cât judecătorii nu se înțeleg între ei la redactarea motivării oficiale. Dumneavoastră sunteți de acord cu excluderea Dianei Șoșoacă din cursa pentru prezidențială? Nu. Nu, nu. Aș vrea să îmi spuneți pe cine avantajează această decizie a Curții Constituționale. George Simion. Pe George Simion. Nu mi se pare nici cum, fiindcă niciunul nu este, toți sunt la fel. Vi se pare corectă sau incorrectă? Incorrectă. Sau, ce să vă spun asta, vă spun, indiferent care ar lua, la fel este. Eu, sincer să fiu, sunt de acord. De pentru că nu-și merită statutul de candidat, felul cum vorbește, cu toate că e o femeie inteligentă, pentru că e înșcolată. Dar felul cum vorbește, felul cum se poartă, nu merită statutul nici de parlamentar. Numai că au exclus-o că nu trebuia. Aș vrea să-mi spuneți pe cine credeți că avantajează această decizie de blocare a candidatului? Clar că pe gargare ăla de Simion. Din punctul meu de vedere, normal era să o lase să candideze și dumneai ei și atât. Nu trebuia să intervină, pentru că poporul alege, nu ei. Credeți că avantajează pe cineva această decizie și dacă da, pe cine? Nu cred asta și nu am o părere. Pe vreunul dintre candidați? Nu cred. Oricum poporul alege și se va vedea atunci, la momentul respectiv. Pe dacă vorbește ce nu trebuie, atât, nu am ce să spun altceva. Deci sunteți de acord? Da. Pe cine credeți că avantajează decizia Curții Constituționale de a bloca această candidatură? Pe ceilalți candidați. Pe care din? Eu... Le simpatizez pe Simion. Sunteți de acord cu excluderea din cursa pentru prezidențiale a Dianei Șoșoacă? Nu. Deci nu vi se pare o decizie corectă? Nu. Da, a făcut într-adevăr niște greșeli ca atitudine în limbaj și asta, dar nu cunosc foarte bine motivul pentru care s-a luat această decizie. Cei care hotărăsc sunt în măsură să lămurească problema. Din punctul noastră de ca cetățean, din punctul noastră de vedere ca cetățean, este o decizie bună sau nu? Da, eu cred că da. Europarlamentarul Diana Șoșoacă, președinta SOS România, și-a depus din nou candidatura pentru alegerile prezidențiale la Biroul Electoral Central sâmbătă seara cu 10 minute înainte de expirarea termenului și această candidatură a fost respinsă.